Stimați telespectatori, am revenit la emisiunea Economica. Împreună cu noi în platou, așa cum spuneam, se află domnul Cristian Georgescu, colegul nostru. Am putut vedea mai devreme, în etapa întâi a emisiunii noastre, modul în care autoritățile se preocupă pentru desfășurarea activităților de verificare și control la nivelul stațiilor de distribuție gaz petrolier lichefiat și modul în care se desfășoară până în acest moment activitățile respective. La noi, domnule Virgiliu Cercel, există o cutumă, așa, cumva, pe care am revăzut-o ori de câte ori, din păcate, vorbim despre tragedii. Că dacă ne uităm la colectiv, dați-mi voie să spun că și acolo este o activitate economică, deci ne încadrăm perfect să aducem aminte în emisiune, pe de o parte, pe de cealaltă parte, la Crevedia, în acest loc unde s-a creat practic un crater ca la Mihăilești aproape, era o altă activitate economică, aparent închisă. Dar eu vă întreb așa, cam ce fel de controle trebuie să mai facem? Și să mă lăsați pe mine cu controlele, iertați-mă dacă mă exprim așa un pic mai bulevardiel sau neacademic, având în vedere aceste autorități care controlează, și nu mă refer la cele din Prahova, nici la cele din all over, de la guvern în jos, pentru că dacă stăm să ne gândim, noi facem controle înainte, nu înainte, ci după tragedii de felul acesta. Și doar atât vreau să mai punctez. E normal că într-un loc în care în spatele porților închise facem tot felul de măstrângăcii de 2 lei și gheoghiță care stă și transvazează un produs care poate să provoace și a și provocat o nenorocire imensă, stă și fumează cu țigarea lângă astfel de produse, ce mai vorbim despre acele controle care se petrec de pildă la tot felul de patiserii și așa mai departe. Oamenii ăia săraci stau efectiv cu frica în sân, că vine un inspector care să verifice dacă, acolo e simplu, nu vezi dacă un corn pus mai înapoi așa în umbră sau e pus mai în soare, gata, zici că nu mai respectă normele. Dar oamenii ăștia trebuiau să fie constant verificați. Cum de altfel aveam o discuție anterior și vă spuneam, dacă ai mașină cu GPL, nu ai voie să intri de pildă într-o parcare subterană. E regulă, te supui. În astfel de situații, la fel, trebuie să te supui, dar nu acum. Pentru că, repet, dacă facem noi acum, plecăm din platou și luăm la pas orașul Ploiești, Buzău, Târgoviște, Slobozia, unde vreți dumneavoastră, sau alte zone, găsim astfel de unități comerciale în care nu se respectă, domnule Virgil, poate nici măcar 10% din norme. Sau putem găsi, atenție, nu înseamnă că sunt toate așa. Sunt de acord cu noastră cu ceea ce spuneți, da? Cred că totuși ar trebui să avem în atenție mai multe lucruri. În primul și în primul rând ați făcut referire mai devreme la mai multe categorii de activități economice. E foarte corect ceea ce spuneți. Numai că o activitate economică din categoria celei de la Crevedia, din start, pleacă cu un grad ridicat de periculozitate. Tocmai asta spune. Da? Altcumva se pot întâmpla nenorociri, după cum am văzut bine, și într-o sală de cinematograf, într-o sală de teatru sau într-un magazin, da? Dacă se produce un incendiu. Dar într-un magazin sau într-o sală de spectacole nu există materiale inflamabile sau care pot declanșa astfel de dezastre, cum este cazul unei stații de distribuție gaz petrolier lichefiat, care este unul dintre cele mai periculoase. Și nu într-un loc în modele care se află de carburanți cisterne existente. Asta unu. Doi, mai înainte de activitățile de control și verificare pe care trebuie să le facă autoritățile statului, trebuie să ne gândim, așa cum spuneam și mai devreme, că trebuie să ne conformăm voluntar. Cei care desfășurăm aceste activități, cei care lucrăm în cadrul unor astfel de activități cu grad ridicat de periculozitate, trebuie să ne conformăm voluntar la norme și să ne păzim noi pielea, în primul rând. Da? În cazul de la Crevedia, se pare că nici măcar angajații nu și-au păzit pielea. Care de altfel cunosc foarte bine riscurile acestea. Și, cel puțin teoretic, ar fi trebuit să aibă un instructaj de securitatea muncii și de protecție la incendiu. Lucru care mă îndoiesc că a existat câtă vreme această întreprindere, companie, cum am vrea să-i spunem, funcționa fără niciun fel de autorizații. Nu înțeleg și am văzut personal 3, 4, 5 situații când mă aflam în stații PECO
persoane care au venit să alimenteze, după ce au alimentat, înainte de a pleca din stația PECO, și-au aprins țigarea. Mai rău mi s-a părut că am văzut o intervenție delăsătoare, tardivă sau chiar deloc din partea angajaților stației PECO. Da? Oricum nu înțeleg cum lumea nu poate conștientiza câtă vreme te afli într-o stație de distribuție de carburanți, n-ai plecat de acolo, te-ai suit în mașină și ți-a prins țigare. Dar dacă clientul nu conștientizează, angajatul ar trebui să aibă o reacție rapidă în acest sens. Pentru că se presupune că este instruit în acest sens. Dacă este. Știți ce dacă este. O altă problemă, domnule Virgiliu Cercel, este legislația care este extrem de permisivă. Pentru că dacă erau reguli stricte și aplicate constant și corespunzător, nu din doi în doi, amenzi, sancțiuni, credeți-mă că oamenii s-ar fi conformat. Ați văzut o scurtă paranteză, că știu că mai avem o intervenție telefonică, cum s-a întâmplat în perioada nefericită a pandemiei, când știau oamenii că n-au voie să iasă pe stradă dacă nu au nu știu ce, nu poartă mască, ați văzut că s-au conformat pentru că s-au dat acele amenzi și s-au făcut acele acțiuni de control în stradă și oamenii au înțeles, băi, nu e de glumă. Da. Cu toții greșim și facem tot felul de derapaje din astea de la ceea ce ar trebui să fie normal și corespunzător. Dar atunci când există controle, domnule Virgil Cercel, nu după. Adică disciplina, indiferent de ce fel ar fi, o faci mai bine cu bățul, nu? Cam asta e concluzia noastră. Dacă așa trebuie, așa o faci. Așa trebuie, așa facem, mai ales în astfel de situații. V-aș propune, domnule Georgescu, să intrăm într-o legătură telefonică cu domnul Cristian Felea, de asemenea colegul nostru, autor de editoriale, ca să vedem și părerea dânsului despre ceea ce s-a întâmplat. Vă salut, domnule Felea, sunt în platou împreună cu domnul Cristian Georgescu, colegul nostru, și dezbatem o serie de aspecte de actualitate în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute la Crevedia. Ne auziți? Bună ziua, da, vă aud, mulțumesc pentru invitație și vă salut pe amândoi și pe telespectatori. Mi se pare, domnule Felea, foarte important faptul că această activitate neautorizată care a fost identificată la Crevedia după ce a generat un dezastru, nu a fost una de moment. Deci nu vorbim despre o perioadă de lipsă de autorizare, de o funcționare nelegală, ca să spun așa, de ordinul zilelor, pe o perioadă scurtă, eventual genul de activitate care se desfășoară nelegal între două secvențe de autorizare temporal apropiate, astfel încât să nu poată fi sesizată și stopată de autorități. Adică nu a fost genul de activitate care, să spunem, că a avut autorizația de securitate la incendiu și alte autorizații expirate la începutul lunii august, să-și fi făcut formele de autorizare și urma să primească o nouă autorizație la începutul lunii septembrie și între timp a funcționat 30 de zile sau 40 de zile fără autorizație și datorită sau din cauza, mai bine zis, a timpului scurt, nu a putut fi sesizată problema și stopată de autorități. Vorbim despre o activitate nelegală cu grad ridicat de periculozitate și risc, care a rămas fără autorizație de securitate la incendiu încă din luna iulie 2020 și fără autorizație de mediu din anul 2021. Iar dezastru s-a produs la finele lunii august 2023, după mai mult de 3 ani. Cum vedeți situația? Da, e o situație destul de complicată și care vorbește chiar pe mai multe paliere despre faptul că există un grad de lipsă de coeziune în comunitățile de la noi din țară, ca să nu vorbim doar despre ineficiența sau de nepăsarea autorităților, care este destul de îngrijorător. Și am să vă explic de ce spun acest lucru. Deci acest depozit, acest punct de lucru, depozit, să-i spunem așa, mă rog,
Acest punct de lucru de la Crevedia, care a fost autorizat în 2011, a fost închis sau i s-a ridicat autorizația de funcționare de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență în anul 2020, în urma unor sesizări și controle inopinate. Deci, în 2020, l-a făcut un control inopinat undeva în vară, s-a constatat că funcționa neconform cu instalații neomologate, cu mutarea unor instalații pe amplasament. Altfel, așa este. Așa. I se ridică, i se suspendă activitatea și primește o amendă de 10.000 de lei, după care la câteva luni urmează un alt control inopinant. Se constată nu doar că nu s-a luat nicio măsură pentru a remedia situația, ci că activitatea a continuat în tot acest timp. Al doilea control a fost realizat tot de Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau altă autoritate? Da, a fost realizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și în situația asta le-a ridicat pur și simplu autorizația, le-a mai dat 30.000 de lei amendă, după care ITU a informat primăria, prefectura, Consiliul Județean, Protecția Mediului, Inspectoratul de Stat în Construcții și a notificat și Registrul Comerțului. E foarte important să rețină despre faptul că a fost retrasă autorizația de securitate la incendiu. Această firmă care avea obiect de activitate legat de depozitarea și comerțul cu amănuntul cu GPL nu mai avea autorizație. Deci, practic, nu mai putea să funcționeze. Nemai având autorizație ISU, dat fiind obiectul de activitate, ea nu mai putea să realizeze, ca să spunem așa, acte de comerț. Da? Corect. Acum fiți atent aici, că celelalte povești le știți. În luna iunie 2023, această firmă, care avea probleme deja la cel puțin un punct de lucru, probleme cunoscute, nu mai punem la socoteală că mai avea puncte de lucru din alte localități, prin Iași, Bârlad, Bătășan și așa mai departe. 22 de puncte de lucru, avem informația. Primește printr-o schemă de ajutor de stat, și cu garanția statului de la Fondul Național de Garantare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, primește un ajutor de stat de 5 milioane de lei. Era a patrulea ajutor de stat în 3 ani. Deci hai să facem socoteala. În 2023, în 3 ani de zile de când el avea probleme la un punct de lucru de neconformitate, care l-a notificat inclusiv la Registrul Comerțului. Iar și cei de la bancă le puteau afla, nu? Era ceva foarte simplu. Îl mai vorbesc de la cei de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM. Ar fi trebuit să facă aceste verificări și eventual să spună, îți putem da acest ajutor de stat pe care solicit, dar văd că ai probleme la un cel puțin punct de lucru. Ai ridicat autorizația, da? De ce zic asta? Pentru că ei au garantat cu stocurile, deci inclusiv cu punctul de lucru de la Crevedia, care unde figura că au stocuri de GPL, ei au garantat acest credit în fața celor de la bancă și în fața celor de la Fondul Național de Garantare a Creditelor. Deci instituțiile statului, nu? I-au dat ajutor. Statul i-a dat ajutor de stat acestei companii care avea probleme constatate de o altă instituție a statului care a notificat pe toată lumea. Nu mai vorbim de primar care trecea în fiecare zi acolo și se făcea că nu vede cum se transvazează GPL-ul dintr-o cisternă în alta. Da? Da. Comunitatea Crevedia implicată a publicat acum o serie de fotografii care arată că după 2020, în mod relativ curent, se practica această transvazare neautorizată cu instalații neomologate de gaz, iar din ce știm, cel puțin din ce spun cei din comunitate, ar fi făcut sesizări verbale. Acum ne întoarcem la comunitate, că spuneam că... O întrebare. Da. O întrebare. Ați făcut referire mai devreme la ajutorul de stat. Da. Patru ajutoare de stat în trei ani, ați spus, nu? Patru ajutoare de stat în trei ani, da. Bun. Care era scopul ajutorului de stat? Să-și remedieze firma problemele sau să-i meargă comerțul mai bine? Că înțeleg că vindea... Tare de tot. Normal, ei vindeau GPL-ul, după cum, sau cel puțin conform, că îl vindeau cu amănuntul, adică în butelii din acelea de aragaz. Da. Deci, în mod normal, ei ar trebui să fie avut o linie omologată, prin care gazul din cisterne era transvazat în butelii
conform obiectului de activitate. Ceea ce da, dar pentru asta, pentru asta era nevoie de o instalație autorizată și specializată. Da, da, așa cum s-a constatat în 2020. Deci ei au primit în 2011 autorizație să poată stoca la punctul de lucru 4.000 de litri de GPL și să poată să îl treacă în butelii pe care să le vândă populația. Da, autorizația... Autorizația de atunci era într-adevăr pentru 4.000 de litri, numai că în raport cu ceea ce s-a găsit acum, da, deci la momentul evenimentului arată primele concluzii că se aflau pe amplasament două rezervoare îngropate, da, și șase autocisterne cu 10.000 de litri fiecare. S-a constatat că planurile pe care ISO autorizează activitatea, de acele amplasamente cu rezervoare, cu capacități, cu instalații de pompare și așa mai departe, toate acestea erau, deci, în primul rând, anumite capacități de stocare erau deja mutate pe amplasament dintr-o parte în alta, apoi se foloseau niște pompe care erau neomologate și mai departe, nu mai intrăm în detalii. Adică, practic, ISO autorizează ceva și în 2020, când am ieșit în control inopinant, a găsit cu totul altceva și nimic omologat, nimic autorizat. Da, nici măcar rezervoarele tip cisternă aflate pe amplasament nu erau omologate. Acolo a fost făcut, stau și mă întreb oamenii aceia de afacere, acești doi proprietari care dețin această afacere, cum au putut să gândească că le merge chestia asta și mai mult decât atât, după ce să zice că nu le-a mers cu ISU, cum de-au fost așa de siguri că ei pot continua să-și facă planurile, să-și ducă la capăt viziunea lor managerială, ca să zic așa, prin acest punct de lucru care, în mod normal, nu mai putea funcționa și să ceară cu nonșalanță ajutoare de stat și așa mai departe, știind bine ce se întâmplă în Crevedia. Adică, practic, și se ignore într-un fel și comunitatea, pentru că, uite, ce se întâmplă, am ajuns acum ca după aceste explozii devastatoare, incendiu, moartea a 3 oameni, rănirea a 43 de ofițeri, de ofițeri și suboficeri, de pompieri, polițiști, jandarmi, civili, casă, 8 locuințe distruse, deci am ajuns din pricina unor oameni care așa s-au gândit ei să-și facă afacerea, care au fost atât de inconștienți și de cinici, am ajuns să avem pagube imense și suntem în situația acum în care guvernul anunță că vor da ajutoare din bugetul de stat, pe unde se duc toți banii noștri, ca să ce? Ca să scoată din, cumva din... deci, practic, le dă o mână de ajutor acestor inconștienți guvernul, dând ajutoare oamenilor de acolo. Eu înțeleg sigur că oamenii trebuie ajutați. Oamenii trebuie ajutați, mai ales dar având în vedere... Guvernul va recupera banii ăștia de ajutoare de la acești oameni de afaceri? Vom vedea câți bani se vor recupera. O parte se va recupera, dar... Și toți e greu. Vreau să subliniez o idee. Deci am avut acolo o comunitate care cumva, la un moment dat, a ajuns să devină nepăsătoare. Mai sunt, pe lângă acest punct de lucru GPL, mai sunt încă 3 puncte de lucru ale altor firme, și nu mă refer la firme care dețin benzinării. Deci, mai sunt și alții care au astfel de puncte de lucru în care se comercializează GPL în Crevedia. Nu știm cât sunt în regulă acele puncte de lucru. Și ani de zile, deci timp de 3 ani de zile, după ce ISO a trecut pe acolo și a zis că și-a făcut datoria, oamenii cel mult au reclamat verbal. Adică dacă l-au mai văzut pe primar, au zis, domne, nu vei să te facă aia acolo? Sau pe polițiști. Iar acum primarul și polițiștii spun, știi ce, noi n-am primit niște reclamații oficiale, așa că... Dacă îmi permiteți, domnul Felea, să completez puțin ceea ce ați precizat în legătură cu modul în care au reacționat locuitorii. Ați văzut și dumneavoastră cu siguranță opinii, interviuri cu localnicii, cu unii dintre dânsii. Deci este evident că toată lumea în zonă cunoștea despre funcționarea stației de distribuție gaz petrolier lichefiat. Unii dintre localnici, nu știm câți, își încărcau buteliile personale cu GPL de la acea stație. Dar
Cred că ați văzut că două persoane au declarat că această încărcare a buteliilor casnice se efectua exclusiv după ora 18. Păi asta ce ne spune? Că se efectua după ora 18 întrucât cineva se gândea la faptul că după ora 18 instituțiile abilitate nu mai efectuează activități de control. Cred că ăsta era motivul, da? De poliție, de exemplu, posturile de poliție rurală, de obicei după ora 18 își trag obloanele că, na, asta e, așa funcționează acum, asta ca să dăm doar un exemplu. Bun. Nu putem să știm în acest moment dacă încărcarea buteliilor personale, casnice, cum am vrea să le spunem, direct din cisterne, și știți despre ce vorbesc, dacă era o practică a stației, o practică în sensul ea să fie cunoscută de asociați, de administratori, sau era un business poate personal sau măcar parte din el, un business personal al angajaților. Asta nu putem să știm. Da, o vor demonstra, o vor demonstra și o vor arăta investigațiile pe care le desfășoară în momentul de față autoritățile. Dar indiferent, haideți să facem un exercițiu de imaginație. Deci dacă noi pe acolo am desfășurat niște activități care erau evident în afara legii, nu? Pentru că eu eram cu depozitul sau, mă rog, cu perimetrul acela eram în afara legii, administrativ, când ISU mi-a ridicat autoritatea. Deci, cel mai probabil acolo cisternele care veneau cu diverse amestecuri petroliere piefiate și retransvasate dintr-o parte în alta, putem presupune că unele dintre cantități nici măcar nu erau declarate fiscalizate. Era o activitate comercială la net. Corect. Da? E o afacere, afacere care oricum era neautorizată, nelegală, care practic e asociată cu alte infracțiuni subsumate pur și simplu comerțului, da? Furt. Așa, în situația în care era și un business al angajaților de da, a livra... Vedea, adică ăla era, cum să spun, deci pe lângă faptul că pe acolo trecea atâta marfă care probabil nu era fiscalizată, faptul că cineva făcea un, ca zicem așa, de ghilimele, mic ciubuc încălcând câteva butelii, din ceea ce știa oricum că este... sunt niște calități chimice nefiscalizate, deci avea și el partea lui, marea parte pe care și-o făcea deja proprietarii afacerii. Ne putem lezi de imagina că era totul la inițiativa celor care se ocupau cu activitatea de pază la depozit, sau care erau șoferi acolo, sau care aveau și niște rude sau niște prieteni pe care au vreau să-i servească. Da. Deci este cu atât mai oportună completarea, ca să spunem așa, a mecanismului de control cu structuri ale ANAF. Pentru că în afară de ceea ce înseamnă partea de securitate industrială, ca să ne exprimăm așa, este foarte important de verificat și aspectul subsumat fiscalității. Se pare că anchetatorii au găsit două seifuri din astea de mai mici dimensiuni, să spunem, în care puteai să țin niște sume de bani mai mici, mai discrete, mai ceva de genul câteva sute de mii de lei, și așteaptă pe proprietarii afacerii să vină să deschidă seifurile, sau dacă proprietarii vor dori să facă acest lucru, ele vor fi oricum perdiționate de către procurări. Da. Sunt foarte curios ce vom găsi în cele două seifuri, dacă sunt și bani lichizi, cu atât mai mult, sigur că ANAF ar trebui să fie implicat în anchetă și să încerce să înțeleagă care era volumul evaziunii fiscale, ce se petrecea în acest punct de lucru și, sigur, să proiecteze la nivelul întregii afacere a familiei Tordurea, care are mai multe puncte de lucru similare la toată. Da. Așteptăm cu interes rezultatele și concluziile activităților de verificare și control. Domnule Felea, ne apropiem de finalul celei de-a doua etape a emisiunii noastre, a ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru intervenție și să ne auzim cu bine și sănătoși la următoarele ediții. Mulțumim încă o dată pentru intervenție. Pentru invitație și vă doresc toate cele bune și noastră și ascultătorilor, spectatorilor. La revedere!
Domnul Georgescu, așa cum spuneam, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Așteptăm, domnule Virgiliu Cercel, să vedem exact ce arată aceste controale și nu cred că este momentul ca noi să dăm bine sus la guvern în fiecare județ în parte, să spunem la noi e bine, e roz, e frumușel, e cu floricele peste tot. Am făcut 5 în alun 4 ani. Exact, pentru că, corect, foarte bine, Bogdan, pentru că avem nevoie de măsuri clare și de aplicarea legii corespunzătoare, de modificarea ei acolo unde este nevoie, astfel încât tragedii de genul acesta să nu se repete niciunde. Nu trebuie să dăm bine la rapoarte, ci trebuie să fim constanți și corecți în tot ceea ce întreprindem și să facem de așa manieră încât să ne apărăm pe noi înșine și pe ceilalți cu care intrăm în legătură. Nu știm dacă neapărat va fi nevoie de modificări ale legii, cel puțin de modificări substanțiale, dar acest dezastru, această nenorocire care s-a produs, sper să dea de gândit oamenilor și a celor care fac diferite forme de business-uri cu, așa cum spuneam, cu grad ridicat de periculozitate și autorităților care trebuie să aplice măsuri. Și a oamenilor și a angajaților. Și a oamenilor și a angajaților. Faptul că nu e de glumă. Așa cum spuneam, vorbim de conformare voluntară la legi, norme și alte măsuri care trebuie aplicate. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Stimați telespectatori, vă mulțumim. Emisiunea Economica i-a sfârșit aici. Să ne revedem sănătoși. La revedere!